Giurgiuvenii au ținut neapărat să știe că vor consuma carne de porc fără probleme sanitare veterinare și au venit cu probe la laboratorul din Piața Centrală. Aici s-a lucrat non-stop până la ore târzii, iar numărul mare al celor care așteptau să afle rezultatul analizelor a făcut să se formeze cozi foarte mari la intrarea în clădirea laboratorului. Oamenii au așteptat însă răbdători pentru a fi siguri că nu își pun în pericol sănătatea. Vreți să fii sigur că e porcul sănătos? Păi de cum să nu fii sigur? Ați cumpărat sau l-ați crescut? L-am cumpărat. L-ați duce înapoi celui de unde ați cumpărat? Da, pentru că eu cunosc persoana de unde am luat, așa că... Da. Dar vreți să fii sigură că e sănătos? Normal, avem copii, trebuie să le dăm... Normal. Laboratorul va funcționa și în această săptămână cu program prelungit. Personalul laboratorului va fi la dispoziția cetățenilor permanent aici, urmând să se lucreze până târziu, iar giurgiuvenii pot aduce probe pentru analize la orice oră.